Preacucernice, Părinte Secretar Eparhial, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, iubiții noștri credincioși, aici, la Bic, în vârf de deal, în frumosul nostru Ardeal, am venit încă o dată să ne rugăm preacuratei stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, Maica Domnului, împărăteasa lumii, împărăteasa cerului și a pământului, cheia împărăției lui Hristos, căreia îi spunem atât de frumos, o Măicuță Sfântă, te rugăm fierbinte să ne asculți de apururi marea rugăminte. Iubiți credincioși, am săvârșit slujba de priveghere, începând cu vecernia cu litie. În cele ce urmează se va citi molitva pentru spovedanie. Trei preoți vor spovedi, vă vor spovedi în Biserica Mare a Mănăstirii. În cele ce urmează, sau după aceea, vom cânta împreună priceazna O Măicuță Sfântă, mulțumindu-i Maicii Preacurate că ne-am vrănicit să mai venim încă o dată la Sfânta Mănăstire Bic. Cuvântul de învățătură din această seară va fi rostit de către preacucernicul Părinte Arhidiacon Ionică Torcoș, secretarul eparhial al Episcopiei Sălajului. După aceea vom săvârși cinstitul paraclis al Maicii Domnului, apoi prohodul Maicii Domnului. În jurul orei 12 vom înconjura Biserica de Lemn. După aceea vom săvârși molitvele Sfântului Vasile cel Mare și al Sfântului Ioan Gură de Aur. Vom continua apoi cu utrenia și acatistul Maicii Domnului. Urmând ca mâine dimineață, începând cu ora 7, să săvârșim taina Sfântului Maslu împreună cu slujba feștaniei, slujba aghiasmei celei mici, sfințirea cea mică a apei. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne dăruiască tuturor o seară frumoasă de aleasă rugăciune. Maica Domnului să vă primească jertfa pe care ați făcut-o și ați venit în această seară într-un număr impresionant să-i cântăm Maicii Domnului și să ne rugăm ei. Și avem o priceasnă atât de frumoasă, o Măicuță Sfântă, pe care doresc să o cântăm împreună. O Măicuță Sfântă, no!
batem zilnic.